departe de situație în cazul averii lăsate în urmă de Dinu Patriciu. Deși băncile au dat în judecată familia milionarului pentru a-și recupera banii de pe creditele luate de afacerist înainte să moară, acestea ar putea fi puse, de fapt, pe lista de așteptare. Judecătorii Tribunalului București au sesizat Curtea Supremă să stabilească dacă bunurile familiei Patriciu pot fi executate silit atâta vreme cât averea nu e împărțită definitiv. La 4 ani de la moartea lui Dinu Patriciu, încă nu s-au liniștit apele în familia sa, împărțită în două încă de pe vremea în care milionarul trăia. Pe de-o parte, moștenitorii săi încă dezbat problema împărțirii averii, iar pe de altă parte, băncile încearcă să-și recupereze banii de la firma milionarului. Pe lângă imobile, afaceri și terenuri, milionarul a lăsat moștenire și multe datorii pe care instituțiile bancare vor să le recupereze. 10 de dosare de executare silită au fost deschise de către instituțiile bancare în instanțe. Multe din între ele au fost contestate de către membrii familiei, însă fără succes. Salvarea, cel puțin temporară, a averii familiei Patriciu vine chiar de la judecători. Judecătorii Tribunalului București au hotărât să sesizeze în Alta Curte de Casație și Justiție pentru a stabili dacă există posibilitatea executării silite a bunurilor familiei lui Patriciu de către bănci atâta timp cât nu au fost stabilite cu exactitate cotele succesorale care revin fiecărui membru în parte. Asta înseamnă că soarta unei părți importante din averea lăsată moștenire de milionar stă în mâinile magistraților Curții Supreme, care ar putea decide suspendarea demersurilor inițiate de bănci cu privire la executarea silită a bunurilor familiei Patriciu, până când averea acestuia se va împărți în mod definitiv. Asta i-ar scăpa cel puțin pentru moment pe moștenitorii milionarului de presiunea datoriilor și ar lăsa să se concentreze pe lupta pe care o au de dus în ceea ce privește împărțirea bunurilor. Curții de apel este înregistrat recursul privind împărțirea averii lăsate în urmă de Dinu Patriciu. La partaj nu participă doar Dana Patriciu și fiicele milionarului, participă și băncile care vor să-și recupereze banii prin prisma datorilor pe care le-a făcut Dinu Patriciu în timpul vieții. De altfel, în ultimii 4 ani au existat mai multe încercări de înțelegere ale moștenitorilor cu privire la avuția lui Patriciu, însă Dana Patriciu și fiicele afaceristului nu au reușit să se înțeleagă amiabil, așa că au apelat la instanță. Surpriza este că cea care a fost alături în ultimii ani de viață afaceristului, respectiv chinezoaica Melanie Chen, este exclusă din rândul celor care vor participa la această împărțire făcută de judecători. Deși în spațiul public s-a vehiculat că averea pe care ultima soție și fiicele lui Patriciu ar trebui să o împartă ar fi de 1-2 miliarde de euro, se pare că valoarea acestea este mult mai mică, având în vedere procesele de executare silită pe care le-au inițiat băncile împotriva familiei afaceristului. Pe lângă imobile, afaceri și terenuri, milionarul a lăsat moștenire și multe datorii. De altfel, la un moment dat s-a pus chiar problema scoaterii la licitație a proprietății de lux din Znagov, care aparține familiei Patriciu. Familia lui Patriciu a reușit să salveze cel puțin pentru moment vila de suflet a afaceristului, având în vedere că a fost proiectată chiar de el. În plus, proprietatea este o miză importantă pentru moștenitori, având în vedere valoarea acesteia. Domeniul din Siliștea Znagovului se întinde pe 14.000 de metri pătrați. O piscină și multe anexe întregesc proprietatea de 3,2 milioane de euro. Numai casa are în jur de 1.000 de metri pătrați. Are două corpuri unite printr-o pasarelă. O mare parte din curte este ocupată de un teren de tenis și de basket. O piscină semiacoperită a fost construită în apropierea lacului. Totul este însă ascuns de privirile curioșilor în spatele unei perdele din plopi. În plus, Patriciu a transformat interiorul vilei din Znagov într-o adevărată colecție de artă cu obiecte de artă și tablouri de valoare impresionantă. Afaceristul a devenit colecționar de artă încă de pe vremea în care era student. Una dintre lucrările lui de suflet, aflată pe pereții casei din Znagov, este celebra lucrare Aisha, pictată de Camil Resum. O lucrare estimată la 160.000 de euro acum câțiva ani. Sorin Roșca-Stănescu este în direct cu noi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Roșca-Stănescu, pentru prezență. Informații de ultimă oră, așadar, în legătură cu cazul Patriciu, să spunem, ați fost un apropiat al domniei sale. Cum vedeți ceea ce aflăm acum? În ceea ce privește averea lăsată de Dinu Patriciu, noi trăim într-o logică răsturnată. În mod normal,
trebuia să se facă, să se pună într-o parte activele, într-o parte pasivele, iar moștenitorii să accepte sau nu succesiunea sub beneficiu de inventar. Deci să o accepte sub beneficiu de inventar până când era clar care sunt activele, care sunt pasivele și ei se convingeau că activele întreceau pasivele, deci că era ceva de moștenit. În realitate, eu tot timpul am fost sceptic în legătură cu asta, pentru că știam că Dinu Patriciu a făcut investiții foarte importante la micro, o rețea uriașă și care n-a apucat să se maturizeze. Până când deci Dinu datorii, Patriciu, spuneți dumneavoastră, nu profit în urma lui Patriciu. Mulțumesc foarte mult! Nu a reușit, da, nu a reușit. La fel Adevărul, tot trustul Adevărul nu aducea profit. Sunt două investiții din România, de el avea asemenea investiții și în străinătate. Deci familia ar fi trebuit să ia totul sub beneficiu de inventar și abia apoi să vadă dacă au ceva de împărțit, să accepte sau nu moștenirea. Acum, dacă familia se bate pentru moștenire și se vor trezi că pasivele depășesc activele, să știți că familia va fi executată de bărci, ceea ce e dramatic. Mulțumesc foarte mult, Sorin Roșca Stănescu, pentru explicații. Vreau să vedem acum imaginile în direct de la Paris. O acțiune în forță în acest moment a jandarmilor pe străzile Parisului. Știți foarte bine că sunt 10.000 de oameni în stradă în aceste zile în Paris. Sunt violențe și arestări încă de azi de dimineață. O să vedem exact ce se întâmplă, iată, în capitala Franței. În paralel și în Bruxelles se desfășoară acțiuni de mai mică amploare, mult mai mică amploare, însă este vorba sau ar fi vorba despre aceleași veste galbene care au pornit acțiunile de protest și în Franța. Urmărim ceea ce se întâmplă acolo, revenim în foarte scurt timp.